doamnelor și domnilor, abia am așteptat acest nou interviu cu domnul Adrian Bușu, ca să înțeleg și eu mai bine ce se mai întâmplă în Ucraina. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să stăm de vorbă. Bună seara, domnule Znoranu, bună seara telespectatorilor televiziunii Curier TV Pitești. Ca de obicei, nu pot să refuz o invitație din partea dumneavoastră, un om pe care îl admir foarte mult și căruia îi datoresc foarte mult din cariera mea. Da, lăsați, întotdeauna ne datorăm nouă înșine, în primul rând. Dumneavoastră vă datorați dumneavoastră, sunteți un om inteligent care a studiat foarte mult și care are mai ales onestitate și caracter în analiză, că mie mi se pare că e calitatea principală pe care trebuie să o avem. Domnule Buș, apar tot felul de știri. Uite, de pildă, Tucker Carlson la Fox News zice despre domnul Zelenski, eu nu știu cum își permite, că ar putea să fie un alt mincinos corupt într-un training. Adică, după ce a zis că precis e... el a fost și șmecher, adică la un moment dat, în a treia zi, a zis doar că e rusească. Nu că au dat-o rușii, știți? Da. Adică computerul ăsta din fața mea e, nu știu, american făcut în China. Bun, de acord, da, e al meu. De asemenea, avem o știre că republicanii intenționează să ancheteze familia Biden. Deci mă sperii ce se întâmplă. În sfârșit, haideți o luăm de unde vreți dumneavoastră. Cum ați petrecut seara cu racheta? Pe telefoane. Așa. Pe telefoane, ca să pot să mă lămuresc, pentru că, din păcate, televiziunile naționale la noi începuseră o isterie colectivă, vedea un atac al Armatei Federației Ruse îndreptat împotriva NATO, se activa întâi articolul 4, care spune din carta NATO că se strânge imediat comandamentul reunit al NATO și stabilesc măsurile și după aceea se merge pe articolul 5 cu ajutorul reciproc și pur și simplu nu mai știam pe ce să mă uit și am dat câteva telefoane unor oameni cu care mai discut. Și cam într-o oră a venit răspunsul. Dar dați-mi voie să încep cu prima zi acestei săptămâni. Vă rog. În ziua de luni la Ankara, doi oameni extraordinar de importanți, un american și un rus, s-au întâlnit. Este vorba de domnul William Barnes, șeful CIA, Agenția Centrală de Informații Americană, și de Nicolae Petrușev, șeful FSV, adică spionajul rus. Doi oameni care au ajuns la Ankara, trimiși de președinților, respectiv Joe Biden și Vladimir Putin. Și am vrut să subliniez trimiși de președinților pentru a termina odată pentru totdeauna cu această propagandă deșanțată că în Rusia va fi lovitură de stat, că Vladimir Putin va fi schimbat, că există deja un înlocuitor, dar nu ni-l spun ei acum. Astea sunt povești de a dormi copii. Poziția lui Vladimir Putin în structura puterii de la Kremlin este atât de sigură încât numai Dumnezeu poate să-l ia de acolo. Niciun caz o lovitură de stat sau, mă rog, o lovitură de palat, așa cum s-a întâmplat cu Nikita Hrușov când a fost schimbat cu Leonid Brejnev. Cei doi șefi ai serviciilor secrete au discutat la Ankara începutul unui nou aranjament de securitate. Sigur, nu s-a vorbit foarte mult despre această întâlnire. Doar a fost menționată și nu a existat un briefing de presă după această întâlnire. S-a speculat pe o direcție bună că ne pregătim de un tratat Minsk 3. Pentru cei care nu cunosc, la Minsk s-a stabilit în 2014 un armistițiu între forțele pro-ruse din regiunile Donbas și Lugansk și armata ucrainiană în urma luptelor desfășurate în acel an după ce Federația Rusă anexase Crimea. Când începuseră deja să moară oameni. Corect. Și puțini și civili destul de mulți. M-am uitat de curând pe o statistică de la Națiunile Unite. Deja mureau oameni probabil în 2015 doar cu sutele, nu cu miile, după care au murit cu miile, inclusiv civili, că la asta mă...
Așa este, aveți perfectă dreptate. Că aici este rădăcina răului, ca să zic așa. Da, cei doi șefi ai serviciilor secrete au prezentat fiecare poziția pe care cele două superputeri doresc să o adopte pentru finalizarea conflictului din actuala Ucraina. Asta a fost luni. Marți, în Bali, președintele chinez Xi Jinping s-a întâlnit cu președintele american Joe Biden la summitul G20. A fost o întâlnire la care, sincer, domnul Zmeuranu, vă spun, m-au interesat mai mult pozele de sfârșit decât declarațiile celor doi președinți. Așa, de ce? Cum analizați? Ambii aveau nevoie de o victorie de imagine pentru consolidarea puterii. Xi Jinping tocmai a fost reales într-un al treilea mandat la conducerea Republicii Populare Chineze, modificând Constituția, dar a fost reales înlăturând din toate structurile piramidei de putere chineze orice rival, atât politic, cât și în serviciile secrete și mai ales în Armata Populară Chineză. El avea nevoie să demonstreze celor din China că este un lider autentic care îl sfidează pe diavolul american. Și dacă studiați cu atenție pozele în care Xi Jinping dă mâna cu Joe Biden, o să vedeți pe fața impenetrabilă, de altfel, a liderului chinez, un soi de infatuare, adică îl privește pe președintele american așa ca pe un băiat de mingi de la turneul de la Wimbledon. Adu-mi mingea ca să servesc eu. Ceva de genul ăsta. În ceea ce îl privește pe președintele Joe Biden, el avea nevoie să escamoteze puțin pierderea Camerei Reprezentanților, care în momentul de față este cu arme și bagaje în custodia Partidului Republican American, și să dea o speranță echipei sale pentru 2024, când domnia sa, din păcate, și-a reafirmat intenția de a candida, deși în acel moment va avea 81 de ani. Iar problemele de sănătate pe care le întâmpină acum, cred că nu vor fi cel mai bun aliat al domniei sale pentru obținerea unui al doilea mandat la Casa Albă. Președintele american pare obosit în poza pe care a făcut-o cu președintele chinez. Pare un lider care și-a spus lecția și are nevoie ca cineva din echipă să vină cu o nouă sugestie. Deci la poza 1-1, din punctul meu de vedere, a câștigat chinezul. Da, mă gândeam că un candidat excepțional ar fi fost domnul Zelenski. Adică Ucraina să devină, fac glumesc, da. Să vină al 51-lea stat al Americii? Al 51-lea stat, că și așa bagă bani acolo Statele Unite foarte mulți, și să candideze și garantat ar câștiga alegerile. Dacă ar fi mâine, peste 2 ani, nu mai garantez nimic. Miercuri am avut ziua Z. Ziua în care o rachetă dintr-un sistem antiaerian S-300 de fabricație rusă, de fapt sovietică, pentru că acest sistem antiaerian a intrat în dotarea forțelor armate ale Uniunii Sovietice în 1978, a căzut în Polonia, a ucis doi fermieri polonezi și a creat un crater pe care toate televiziunile prezente la fața locului l-au filmat din toate unghiurile posibile, că am crezut la un moment dat că cine știe ce meteorit deosebit de important a lovit Pământul. Dacă ceva a fost de apreciat în toată această isterie colectivă declanșată de mass media din orice punct al acestui glob, care s-a grăbit să spună că Rusia a atacat NATO, a fost tocmai poziția președintelui american Joe Biden, care în secunda 1, în momentul în care știrile au început să ruleze, a apărut și a spus stop, nu este un atac al Federației Ruse. Punându-l într-o postură extrem de jenantă pe domnul președinte Zelenski, care sărise în sus că Federația Rusă a atacat NATO, și din păcate și pe președintele polonez și pe primul ministru al Poloniei, care au căzut în această isterie declanșată de mass media, solicitând ca NATO să pună în aplicare carta NATO și să se întrunească comandamentul în conformitate cu articolul 4. Poziția președintelui american a apărut o lovitură de măciucă dată mai ales președintelui ucrainian Zelenski. Ucraina știe la un moment dat că America va negocia direct cu Rusia fără să țină cont de Ucraina. Iar ce s-a întâmplat luni la Ankara arată că tot ce spuneam noi, domnul Zmeuranu, de-a lungul emisiunilor pe care am avut plăcerea să le realizez cu dumneavoastră,
se va întâmpla. Ucraina va fi dezmembrată. Că vor sau nu vor, aia e. Și pe ce au pus mâna rușii, nu cred că se va mai întoarce vreodată la Ucraina. Cât de mult ar spera ucrainienii acest lucru? Și atunci președintele Zelenski a sperat că acest incident va fi fructificat de aliații occidentali, în principal și de Statele Unite ale Americii, să creeze o presiune suplimentară pe Federația Rusă, în sensul că, pentru a nu avea un război cu NATO, retrăgeți-vă și dați-le ucrainienilor terenul și nu va fi război. Cam asta a vrut Zelenski să se întâmple atât miercuri, cât și în cursul zilei de ieri. Da. Numai că... Dumneavoastră știați că a fost pusă la cale. Asta ca să precizăm. Vreau să știu punctul dumneavoastră de vedere. Estimați că a fost pusă la cale chestiunea sau doar a fost speculat evenimentul? Mă rog, o rachetă s-a întâmplat din greșeală să cadă acolo și imediat analiza consilierilor lui Volodymyr Zelenski a fost, e bine să zicem că e rusească, în 5 minute spunem că e trasă de ruși, pentru că se vor întâmpla următoarele lucruri. Sau cum? Cum vedeți? Domnul Smaureanu, am citit și, credeți-mă, câteva ore bune am stat să studiez acest sistem antiaerian S-300. Așa. Este un, și e bine ca telespectatorii să știe, este un sistem mobil, deci încărcat pe o platformă de camion, care are 4 rachete băgate în niște containere. Pe lângă aceste 4 rachete este un alt camion care duce o instalație radar ce poate urmări concomitent 100 de ținte aeriene. Fie că sunt avioane, fie că sunt rachete, fie că sunt drone. O rachetă din aceasta S-300, în capul rachetei, sunt alte 12 rachete mici, care pot fiecare să urmărească o țintă în mod independent. Deci în niciun caz eu nu plec de la premisa că acea rachetă a căzut la întâmplare. A fost o greșeală a celor care au manevrat-o. Nu a fost cu intenție. Pur și simplu ceva s-a întâmplat. Ori rușii au bruiat semnalul instalației de radar care deservește acel sistem antiaerian, și racheta ucrainiană nu a reușit să lovească racheta rusească pe care a vizat-o, ori cel care era operator a făcut o greșeală și racheta de interceptare și-a schimbat culoarul de zbor și a căzut în Polonia. Nu a fost, cum să zic, o tragere cu intenție. E clară treaba. Bun. Problema este că s-a dorit să fie speculată, însă aici nu l-am înțeles pe președintele Zelenski și echipa domniei sale. Orice rachetă care pleacă, indiferent de pe bază terestră, de pe bază navală sau de pe un avion, este urmărită de sateliții celelalte puteri. Rușii oricând puteau să facă dovada că nu i-au atras cu imagini de pe satelit. Din această cauză, președintele Joe Biden a intervenit foarte repede ca să taie din rădăcină isteria aceea mass media, domne, că este rachetă trasă de ruși. Nu, sunt nicio formă. Asta una. Doi, domnul Zmaureanu, Federația Rusă nu are la conducere niște cretini. Se poate spune că sunt agresori, se poate spune că n-au gândit bine operațiunea specială, dar tâmpiți nu sunt. Nu poți să tragi deliberat o rachetă să rovească teritoriul Poloniei, Polonia care, din punctul meu de vedere, este cel mai arțăgos adversar pe care rușii îl au în rândul țărilor NATO. Da, voiam să vă pun o întrebare, nu o pun acum. De ce este Polonia, după părerea dumneavoastră, cel mai arțăgos, cum spuneți? Păi, domnul Zmaureanu, istoria, din păcate, între polonezi și ruși nu este plină de prietenie, ci de dușmănie și de sânge. Și să luăm așa numai istoria recentă. 1918, Imperiul Țarist se destramă și pe ruinele lui se creează, printre altele, și Republica Polonă. Prima țară care atacă noua Polonie, noua Republică, este Uniunea Sovietică. Deci Uniunea Sovietică, armatele conduse de Leon Trotsky și care l-aveau comisar politic pe Iosif Vissarionovici Stalin, au atacat Polonia, încercând să ocupe cât mai mult teritoriu polonez ca să aibă bază de pornire pentru o nouă revoluție, de fapt pentru un export de revoluție bolșevică,
către Germania, pentru că în concepția lui Vladimir Ilici Lenin, cel care a condus Revoluția Bolșevică în Rusia, Germania era tărâmul făgăduinței pentru comuniști. Acolo, datorită industrializării puternice, existând o clasă muncitoare numeroasă, Lenin spera să exporte Revoluție, iar Germania să devină al doilea stat comunist după Uniunea Sovietică. Și ca să vadă dacă acest experiment se poate realiza, a făcut două lucruri. A creat Republica Sovietelor în Ungaria și a trebuit ca România să intervină și să termine cu comuniștii din Ungaria și doi, a atacat Polonia. Din fericire pentru polonezi, au rezistat, au înfrânt armatele roșii, bineînțeles și cu ajutorul ucrainienilor, pentru că în spatele armatei lui Trotsky au activat atât baronul Wrangel, cât și legendara căpetenie a țăranilor ucrainieni Mahno, care au tocat rezervele armatei roșii, astfel încât Leon Trotsky n-a putut să ducă cât soldat și-a dorit el spre Varșovia. Deci asta a fost în 1920. În 1939, la 23 august, un ministru de externe al Germaniei naziste, Ribbentrop, și ministrul de externe al Uniunii Sovietice, Molotov, au semnat acel pact numit Ribbentrop-Molotov, prin care România a pierdut teritorii, Polonia a pierdut teritorii. Și cum au pierdut teritoriile? La 1 septembrie 1939, Germania nazistă atacă Polonia, iar la 17 septembrie 1939, Uniunea Sovietică atacă Polonia. Iar toată partea de est a Poloniei se găsește în momentul de față înmagazinată, ăsta este termenul, înmagazinată, în componența teritorială a Ucrainei. Fostul Iov, orașul universitar al polonezilor, prima universitate din Europa de Est a fost creată la Iov. Este în momentul de față, vreau să mă scuzați, Lvovul ucrainian. Sigur. După care evenimentul, atentatul cu avionul în care a murit staful politic. Asta în 2011, da, președintele la Smolensk. Eu mi-imaginez și altceva. Pentru că sigur că istoria joacă un rol, dar și conjunctura contemporană este foarte importantă. Adică eu mi-l imaginez pe președintele Duda stând de vorbă cu șeful serviciilor secrete poloneze, care, mă rog, au lucrat, să zicem, la un scenariu ce e bine să facem noi pe termen scurt și mediu, și primind următorul sfat: este foarte bine să fim cât mai agresivi, să susținem Ucraina, Ucraina să devină un teritoriu zdrobit din toate punctele de vedere, și ca infrastructură, și demografic, compromis politic și așa mai departe, pentru ca Polonia să controleze cumva o mare parte din Ucraina. Este foarte posibil să există și un asemenea scenariu, pentru că acest război nu se va încheia mâine, și când se va încheia, din punct de vedere strict obiectiv, Ucraina va fi un teritoriu foarte ciudat, cu oameni plecați, milioane de oameni plecați. Fără economie, domnul Zbananu. Eu aș mai adăuga ceva la intenția Poloniei. Ați spus foarte bine că Polonia dorește să aibă o influență asupra Ucrainei, în ideea că odată teritoriile care i-au aparținut se vor întoarce, pentru polonezi ar fi o chestiune incredibilă, la fel cum ar fi și pentru România. Da, da, da. Că o spunem la această emisiune, noi suntem oameni de stat, să o putem spune public. Dar ia gândiți-vă puțin, ce ar însemna pentru Polonia ca tot teritoriul ăsta pe care ei l-au avut până în 1939 să li se întoarcă, dar fără ca ei să dea Germaniei landurile pe care le au din 1945. Uitați-vă că dacă polonezii sunt arțăgoși nu numai cu Federația Rusă, sunt arțăgoși și cu Germania. Și practic ei s-au bucurat foarte mult că Germania nu mai are relațiile privilegiate comerciale cu Federația Rusă, pentru că Polonia ca industrie, ca economie, niciodată nu putea să prindă din urmă industria și economia Germaniei. Acum Germania văd că este într-un proces de regândire și de repoziționare. Practic primii diplomați care au spus: domnule, cam durat mult războiul și ne cam costă cam mult,
au fost cei germani. Niciun caz nu am văzut pe mai sunt francezi, am văzut președintele Macron și el a zis, domnule, trebuie semnată pacea că nu mai rezistăm economic noi, Europa de vest. Când două țări puternic industrializate din Europa trimit asemenea mesaje către celelalte cancelarii diplomatice, este clar că și-au făcut niște calcule. Și este clar că îngustează dintr-un foc marja de acțiune a președintelui Biden. Președintele Biden nu mai poate merge la nesfârșit cu ajutoarele militare pentru Ucraina, astfel încât industria de armament americană să aibă comenzi și să prospere, să prospere, să prospere. Mai mult decât atât, astăzi Suedia și Danemarca au dat un raport comun despre aruncarea în aer a gazoductelor Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Deci este clar că au fost aruncate în aer. Ăsta este termenul din raport. Păi da, sigur, dar n-au zis cine. Dar se subînțelege. Deci, în momentul în care Germania așteaptă finalizarea acestor cercetări și ele se finalizează cu gazoductele au fost aruncate în aer, Germania are dreptul ca partener comercial să ceară despăgubiri în momentul în care se identifică făptuitorul. Atenție că intrăm pe un terenul dreptului comercial internațional și pe drept internațional aici. Sunt norme de drept pe care toate statele le respectă. Iar auzi, Germania... Disem, da, aveți dreptate. Germania, da, în momentul de față, o să vedeți o schimbare aproape, nu la 180 de grade, domnul Zmeuranu, dar la 160 de grade o să o vedem. Pentru că cineva să scrie negru pe alb că, mă rog, să zicem, într-un scenariu, comanda a plecat de la Washington și a fost îndeplinită de englezi? V-a îndrăznit cineva? Deci dacă acest lucru se va concretiza, acest scenariu pe care dumneavoastră l-ați imaginat, Germania va plăti Americii datoria pe care o are din momentul în care America a amendat acel concern auto imens al Germaniei. Da. Și banii pe care Germania i-a plătit atunci se vor întoarce în Germania. Mai mult decât atât, America va pierde ca un castel de cărți tot ce a construit în momentul de față în ceea ce privește distribuția gazelor lichefiate în Europa. Nu vedeți că Germania vine... Am stat să mă gândesc, domnul Zmeuranu, de ce Olaf Scholz, cancelarul german, ține cu tot din adinsul ca în portul Hamburg să fie o investiție chineză? Păi nu vi se pare că este o palmă dată Americii care vrea să facă același lucru în același loc? Adică în portul Hamburg, americanii vor să se construiască un terminal pentru gazele lichefiate, pe care ei să le aducă. În același moment, Germania vine cu o contramăsură și zice și China are voie să-și construiască ce vrea în portul Hamburg, să-și aducă mărfurile, că autoturismele germane nu pot să plece către beneficiar pentru că ne lipsesc componentele pe care China le produce. Ei, în acest moment, deja tensiunea este maximă. Am tot stat să văd cum va reacționa Germania și uitați-vă cum a reacționat. Aducându-i pe chinezi, nu au semnat încă contractul, dar se discută. Acum a apărut acest raport. Primul lucru care se va întâmpla, șeful serviciilor secrete americane se va întâlni cu șeful serviciilor secrete germane. Și fiecare va pune pe masă cât o propunere. Propunere pe care nemții de data asta cred eu că au un as în plus față de americani. Pentru că ancheta respectivă a spus că au fost aruncate în aer gazoductele și Germania va spune de ce le-ați aruncat în aer, că noi nu mai primim gaze. Bine, e o minciună că ei primeau gaze la greu. Chiar dacă gazoductele figurau ca fiind închise, de-aia au și fost aruncate în aer. Dar era treaba noastră. Am pierdut banii noștri. Dați-ne banii pe care i-am pierdut. Atenție că până în prezent, singura țară care și-a recuperat investiția în războiul din Ucraina sunt Statele Unite ale Americii. Europenii au plătit armamentul pe care Ucraina l-a primit din Statele Unite ale Americii. Nu l-a plătit Ucraina, l-au plătit țările din Uniunea Europeană, inclusiv noi. Păi da, și în momentul ăsta s-ar putea ca europenii să zică stai un pic, avem o problemă. Da. Bun. Haideți să ne întoarcem la rachetă. Credeți că e un moment, eu așa sesizez, că este un moment crucial cu privire la imaginea
pe care Occidentul și, iată, mai ales Statele Unite ale Americii, o au despre ce se întâmplă în Ucraina. Adică ce am citat eu mai devreme, domne, stai așa că s-ar putea să fie un alt est european corupt și mincinos într-un tricou sau într-un training care să vrea banii contribuabilului american, sunt niște vorbe care spus, chiar dacă sunt spuse la Fox News, sunt spuse pe teritoriul Statelor Unite și au o groază de audiență, da? Și poate nu e întâmplător că se petrec lucrurile așa. Adică merg până într-acolo, sigur, nu delirăm deloc și cred că sunt suficiente argumente încât să putem bănui și că a fost pusă la cale de inamicii lui Zelenski chestiunea asta cu racheta, știind cum o să reacționeze. Pentru că deja îi cunoaștem profilul psihologic. O asemenea lovitură, așa cum o imaginați dumneavoastră, nu poate să o dea decât Serviciul Secret Ucrainean. Serviciul Secret Ucrainean, care este format și instruit de Agenția Centrală de Informații Americană. Da, despre asta vorbim, da. Se pare că președintele Zelenski se apropie și am curajul vorbelor pe care le rostesc, se apropie de finalul mandatului. Și o spun cu subiect și predicat pentru că, în momentul de față, Ucraina nu participă la nicio înțelegere care să vizeze o încetare a focului și stabilirea, dacă vreți, unui coridor sanitar, a unei noi granițe între Ucraina și Federația Rusă. Acest lucru se discută numai între americani pe de-o parte și ruși pe de altă parte. Ucraina este exclusă. Președintele Zelenski a considerat un semn divin că a căzut această rachetă în Polonia, sperând că NATO nu că va interveni poate armat, nu cred că a mers până acolo cu această credință, dar va crește presiunea pe liderul de la Kremlin. S-ar putea să fie o mișcare a propriului serviciu secret, care ar vrea să scape momentul de față de Zelenski dintr-un alt motiv. Infrastructura Ucrainei este distrusă aproape în proporție de 50% în ceea ce privește infrastructura energetică. Suntem în luna noiembrie. Temperaturile din România nu sunt temperaturile din Ucraina. Absolut. Și acolo populația care este în zona de conflict, populația care nu este în zona de conflict, este pe graniță cu Polonia, suferă din cauza lipsei de energie și a lipsei de căldură. Uitați-vă că rușii toacă sistematic pe centralele cu gaz și centralele electrice. Căldură, lumină. Căldură, lumină. Mai mult decât atât, aș propun să continue. Eu Corect. Auzit pe generalul acesta, îmi scapă numele în clipa asta, care este comandantul forțelor armate, spunând că va continua ei... Nu, sau cel din care conduce trupele din Ucraina. Cel care conduce trupele din Ucraina. Silvikov. Așa. Că va continua. Da. Eu și cred că rușii, într-adevăr, au procedat etapizat, nu au vrut să creeze o senzație din aceasta de, mă rog, de atac masiv, barbar și așa mai departe, pentru că oricum sunt acuzați de asemenea chestiuni și urmează alte etape, deci infrastructura ucraineană de energie va suferi noi daune în viitorul apropiat. Noi daune care unde se repercutează în afară de viața populației civile? În industria de apărare. Industria de apărare ucraineană nu va mai putea să repare tehnica de luptă, nu va putea să producă noi arme pentru trupele care luptă. Va fi dificil iar... să transporte armament, să transporte provizionare, exact. Pentru că se duce și infrastructura feroviară. Absolut. Lucrurile. Și așa plus... departe, dar pe mine mă interesează, mai ales să știți că a ajuns să mă obsedeze situația locuitorilor din marile orașe, care pe timpul iernii va fi la limita supraviețuirii. Adică imaginați-vă câte situații se pot întâmpla. Femei care nasc, copii bolnavi, bătrâni. Deci nu se poate, într-un apartament nu se poate trăi fără curent electric.
Domnul Zmeoranu, de ce să nu ne întoarcem la exemplu istoriei? Asediul Leningradului între 1941-1944 a creat 660.000 de victime civile. Au murit de foame și de frig. Gândiți-vă că nici măcar mâncarea nu mai poate fi produsă. Sigur. Pentru că n-ai unde să o produci și ca să ajungă la populație. Nici în proximitate și nici nu poate fi adusă din altă parte. Deci acolo se întâmplă ceva. Dar auziți, domnul Bușu, ce vreau să vă întreb? Rămuriți-mă un pic. Totuși, Europa noastră umanistă, care are atâtea catedrale, care a avut renașterea, care a dat genii ale culturii, da? Nu scoate nicio vorbă despre ce se va poate întâmpla în iarna asta în marile orașe ucrainiene. Eu n-am auzit cel puțin. Mi se pare... Îmi pare rău, domnul Zmeoranu, să vă spun că face ceva. Nu primește România în Schengen. Așa. Pentru a bloca afluxul din partea sudică a ucrainienilor care vor fugi până la urmă, alungați de frig, de foame, vor fugi spre Occident. Și atunci România nu va intra în Schengen, granița României va rămâne nepermeabilă, deci nu va putea nimeni să treacă până granița României, vom primi mai mult, vom primi fonduri să ne întărim granița, să putem angaja mai mulți oameni în posturi de grăniceri. La fel se va întâmpla cu Polonia. La fel se va întâmpla cu republicile baltice. Vor primi, deci împotriva Ucrainei se va crea un gard invizibil. Un gard de frontiere care nu va permite populației ucrainene. Și ar fi mai bine să fim primiți în Schengen în contextul acesta? Nu, în momentul de față riscăm noi ca țară. De ce? Domnul Zmeoranu, România nu are capacitatea economică să susțină 1 milion sau 2 milioane de refugiați în acest moment. Noi nu suntem Italia, nu suntem Grecia, nu suntem Turcia. Deci, da, atenție! Da, sigur. Noi nici măcar nu avem unde să-i cazăm. Nu mai vorbi să-i hrănim, să le asigurăm asistență sanitară, să le asigurăm posibilitatea să învețe, să le asigurăm libertatea alegerii religiei, să aibă bisericile. Noi nu putem să facem acest lucru. Nu avem, noi nu reușim să mărim pensiile și de unde să avem bani de refugiați. Mai mult decât atâta. România nu își permite mai mult de 1600 de refugiați. Când veneau din Siria și din Afganistan în 2016, refugiați. 1600, că sunt mai mulți deja. Păi nu. Mai mulți în sensul că noi acum primim bani de la Uniunea Europeană, dar acești mai mulți au mai plecat spre Occident. S-au mai întors și în Ucraina. Nu sunt stabili în tabere de refugiați. Nu știu dacă ați observat politica pe care am adoptat-o. I-am plasat pe la civilii noștri. Nu i-am pus în campusuri pe care le-am închis cu sârmă ghimpată și voi aici stați, nu mai plecați de aici. Nu, au avut libertate de mișcare. Însă tocmai această libertate de mișcare a cam supărat pe liderii occidentali. Și au zis, domne, dacă România intră în spațiul Schengen, ăștia o să treacă ca prin brânză, prin frontieră și ne vom trezi cu ei unde noi n-avem nevoie de ei, pentru că nu toți ucrainienii sunt ucrainieni de bună credință. Atenție, pleacă mafia ucraineană, care oricum era prezentă în Occident. Și mai mult decât atât, pleacă cu soldați pentru a schimba echilibru de forțe al mafiilor care acționează. Că credeți că mafia italiană sau chiar mafia rusă au nevoie de o concurență din ce în ce mai puternică a mafiei ucrainene, asta ca să o discutăm în ceea ce privește latura infracțională. Dar pentru ucrainienii de rând, cinstiți, care au fost alungați sau care se gândesc să fugă acum, Occidentul este singura scăpare, nu este România. Întâmplător am avut posibilitatea să mă întâlnesc în urmă cu câteva luni cu ucrainieni veniți din Odessa, care erau cazați la mine acolo la Bărbătești, unde sunt părinții mei. Și îmi spuneau că e doar o chestiune de timp până pleacă. România nu este o alegere pentru ei. Clar. Înțeleg. Și atunci, România... Că de mult am stat să mă gândesc, dom'le, Olanda care porta vocea Germaniei, de ce nu vrea? Păi nu vrea tocmai din cauza asta. Să nu se ducă ucrainienii peste ei. Și atunci, liderii occidentali, care sunt o perversitate înfiorătoare, că dacă vrei să fii o mare putere, trebuie să practici această chestiune, să fii pervers. Spun, domne, nu primim România, dar în același timp România primește bani pentru întărirea granițelor. Pentru că a spus-o clar primul ministru al nostru. Bun, da, stați un pic. Deci, nu, ipoteza noastră, ca să o înțeleg eu foarte bine, este că nu vom fi primiți în Schengen
pentru a nu ajunge în vest cei ucrainienii care se află deja în România. Asta, și cei care urmează să vină. Valul cel mai mare vine acum. Păi cei care urmează să vină ar fi opriți la graniță dacă am intrat în Schengen. Deci nu granița cu Ucraina se dorește a fi întărită. Granița cu Ungaria. Explicați-mi un pic ca să înțeleg. Deci, domnul Zmeoranu, în momentul în care se va declanșa în iarna asta fluxul mare de refugiați ucrainieni, România, ca țară membră NATO, atenție, acum vorbim de, va trebui să permită accesul valului de refugiați, dar va trebui să-l stopeze pe granița de vest. Uh-huh. Dacă noi am intrat în Schengen, ar trebui să facem impermeabilă granița de nord și nord-est, adică să nu primim niciun ucrainian la noi în țară. Și atunci toată lumea civilizată s-ar oripila. Aha. Exact cum s-a oripilat când Ungaria făcea gardul în 2016. Cum adică? Oamenii sunt amărâți, sunt sirieni, sunt loviți de război și voi îi țineți în spatele gardului? Da, a zis Ungaria. Îi ținem acolo. De ce? Făceam jocul Germaniei. Veneau spre Germania numai cei care erau cu pregătire superioară. Ei erau lăsați să treacă. Am înțeles, bun, și vă așteptați să avem un flux de refugiați pe care să fim obligați să-l acceptăm pe teritoriul național. Da. Păi asta ar da peste cap, mă rog, bugetul României într-un mod... Domnul Zmeoranu, acum haideți să o discutăm cinstit. De ce stau guvernanții noștri și o lălăie, scuzați-mi expresia, o lălăie, pentru creșterea pensiilor? De ce nu reușim să stabilizăm prețul la energie? Păi acum România, guvernul acesta, are cele mai mari încasări bugetare din istoria tuturor guvernelor post-decembriste. Și datorită inflației, sigur. De acord cu dumneavoastră. Dar banii stau. Banii nu sunt aruncați pe piață. Atenție că în momentul de față încasările sunt mai mari decât cheltuielile. Și totuși nu se dă drumul. S-a făcut o rectificare de buget luna trecută, dar banii care au venit de la bugetul centralizat al statului au fost doar de echilibrare minoră a bugetelor unităților administrativ-teritoriale. Și dacă vreți o informație pertinentă, pentru că toți sunt în Consiliul Județean Vâlcea, consiliile județene n-au primit un leu. Uh-huh. Care spune mult. Banii sunt, cum se spune, sub pătură. De ce? Păi tocmai din cauza asta, că se așteaptă ca în iarna asta să se întâmple o migrațiune puternică a ucrainienilor care nu... Deci au 50% din infrastructura energetică la pământ, domnul Zmeoranu. Peste 10 milioane de ucrainieni n-au curent, n-au căldură. Nu vor pleca toți, dar 2-3 milioane vor pleca. Și pe unde pleacă? De acord. Deci asta, că aici, până aici ne-am lămurit. 2-3 milioane pleacă. Da. Problema este că 7 milioane rămân. Cei care pleacă sunt cei care nu au mari obligații. N-au copii mici, nu au bătrâni în îngrijire și așa mai departe. Ce se întâmplă însă cu restul milioanelor? Ce se întâmplă cu ei? Pe mine asta mă îngrozește, pur și simplu. Mi se pare că este un coșmar. Deci eu nu spun chestiuni care țin nici de geopolitică, nici de NATO, de nimic. Spun că într-un apartament de bloc, fără curent electric, nu poți să supraviețuiești. Fără curent electric, dar eu vă spun și fără apă. Și că fără... dacă nu e curent electric, nu intră nici apa. Pompele nu urcă apa până la etajul 10. Nu intră nici căldura. Absolut. Bun. Cum supraviețuiești într-un apartament de bloc cu flori de gheață la fereastră? Este imposibil. Este imposibil, da. Da, deci nu, mă depășește, sincer vă spun. Și atunci putem să avem, pe lângă, vă dați seama ce se poate întâmpla cu Ucraina. Piramida demografică e spartă de valul de emigranți. Corect. Mai poate fi spartă, făcută țândări încă o dată, de mortalitatea care o să urmeze. Absolut. În iarna asta. Ce se întâmplă? Ce reacție are Europa, civilizată și cultă și creștină până la urmă? Aici dați-mi voie să fac o diferențiere. A spus Europa cultă și creștină. Care e creștină? Creștina catolică care, prin vocea Papei Francisc,
oprește războiul în momentul în care, sau dorește oprirea războiului, când sunt afectate zonele din Ucraina locuite de creștinii catolici, dar nu spunem nimic de zonele din Ucraina pe care le locuiesc creștinii ortodoxi. Eu cred că o schismă mai mare a bisericii creștine nu este decât în momentul de față. Istoria de până acum a bisericii creștine a fost plină de tot felul de lovituri date între catolici și ortodoxi. Dar acum, ce se întâmplă acum în Ucraina, este o prăpastie foarte mare săpată în interiorul bisericii creștine. Pentru că în loc ca Papa Francisc și Patriarhul Kiril și cine vreți dumneavoastră, Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul nostru și, mă rog, toți acești capi egumenici ai bisericilor să se întrunească, să spună, domnule, stop, ia să vină la noi președintele Zelenski, să vină președintele Putin și discutăm, totuși, sunt milioane de creștini care mor aici, da? Ce-au făcut? N-au făcut nimic. Pe Patriarhul Rusiei l-au făcut agentul secret al lui Putin, l-au defăimat, l-au făcut. Papa Francis s-a îmbolnăvit când a văzut că nu-l mai ascultă niciun lider occidental, pentru că toți liderii occidentali au vrut să vândă armament, domnul Zmeuranu. Pentru că au nevoie de bani să iasă din recesiune. Și vă spun de ce. În 2008, când a fost bula aceea imobiliară care s-a spart și a început acea nebunie de inflație, Banca Centrală Europeană, condusă de domnul Draghi, fostul prim-ministru italian, a aruncat pe piață pachete masive de euro. Da. Acei bani aruncați fără discernământ pe piață doar ca să acoperim o nebunie care s-a făcut într-o cârdășie a liderilor politici cu dezvoltatorii imobiliari, când toată lumea a lăsat pe acești dezvoltatori imobiliari să facă blocuri, să construiască, fără să gândească nimeni că sunt tot felul de afaceri necurate la mijloc, deci, ca să scape liderii politici, s-a aruncat pachete cu euro pe masă. Acești euro n-au mai putut să fie puternici, pentru că în momentul în care euro începuse să-și revină, datorită prestației industriei europene, a apărut COVID-ul. Și s-a prăbușit din nou moneda și acum nu mai are cu ce să fie susținută. Banca Centrală Europeană nu mai poate arunca pachete cu euro pe piață, că nu-i mai are. Uitați-vă la Uniunea Europeană, nu dă drumul la axele de finanțare și este al doilea an din exercițiul financiar actual. Și nu s-a dat drumul la nicio axă de finanțare. Da, este corect. Spuneți-mi că, din păcate, uite, se scurge timpul repede. Cum puteți trăi atât de lucid, că mie, eu care gândesc ca dumneavoastră, sigur, nu sunt atât de specializat ca dumneavoastră pe aceste subiecte, deja parcă, cum să vă spun, parcă mi-a luat din liniște și din somn situația. Cum vă simțiți văzând atât cinism și în secolul 21 atâția oameni puși în pericol la un mod barbar, parcă ne-am aflat nebul mediu? Domnul Zmeuranu, eu am trăit și trăiesc cu speranța, vă spun sincer, că țara mea o să iasă din nebunia în care s-a scufundat după 1989. În această corupție care ne-a decimat inteligența, ne-a decimat sănătatea, ne-a decimat, dacă vreți, rezistența ca neam. Și e nevoie de un purgatoriu, care, din fericire, nu e pe teritoriul țării noastre, e pe teritoriul Ucrainei, care poate va schimba în bine conștiințele acestei țări. România nu s-a putut ridica niciodată decât după ce a trecut prin purgatoriu. Păi stați un pic, asta se poate întâmpla numai cu condiția să se schimbe atmosfera la nivelul Europei, ca să nu zic la nivelul întregului Occident. Pentru că România face parte din Uniunea Europeană și contextul, văd că în Europa este un context cinic, dumneavoastră spuneți. Uite, domne, este. Au vrut să vândă arme. Corect. Deci, în continuare să vândă arme. Au vrut să vândă vaccinuri. Le-au vândut. Și așa mai departe. România nu e coruptă, ia de capul ei. Ești. Nu. România este coruptă de curentul globalist. Însă Europa este în schimbare.
Și poate odată o să avem posibilitatea cu sprijinul dumneavoastră să facem o emisiune globalism versus suveranism. Păi pentru că în momentul de față suveranismul începe să capete din nou putere. Uitați-vă că Partidul Republican, exponentul suveranismului american, a dărâmat jumate din puterea globaliștilor americani. Uitați-vă că Italia este în momentul de față în mâna suveraniștilor. Uitați-vă că e Grecia în mâna suveraniștilor. Turcia, nu mai vorbesc, președintele Erdogan o să intre în istorie ca reprezentantul suveranismului, curentului suveranist. Acum vă spun, eu merg mai departe. Într-o emisiune pe care am înregistrat-o luni și care se va da începând de la ora 19 aici, pe de o parte, pe de altă parte, într-o emisiune pe care am făcut-o miercuri la Râmnicu Vâlcea la VTV, chiar miercuri v-am invocat nominal, eu am ridicat următoarea problemă. În aceste două județe pe care le cunosc foarte bine, nu există niciun grup de reflecție, nu există un simțeng, nimeni nu... Televiziunile, sigur, mai cârpesc emisiunea aceasta, poate să fie un substitut, dar până la urmă avem nevoie de un grup de reflecție care să nu fie sub reflectorul unui post de televiziune. Oamenii trebuie să gândească liber într-un cadru și după aceea să emită, mă rog, nu știu ce, ce opinii. Și trebuie construite chestiunile astea așa cum se întâmplă în tot Occidentul, mai ales în Statele Unite. Și trebuie să facem așa ceva, trebuie să punem la cale. Pentru că stăm foarte prost la nivelul culturii politice, reacțiile le vedem pe Facebook, sunt la genunchi obraște, îi zici că sunt reflexe primare, reflexe condiționate. Deci cum aud unii un stimul, imediat spun ceva, da? Putin criminal, Putin așa, Zelenski erou și așa mai departe. Dacă, dacă ăsta ne-i nivelul, sigur că nu se poate vorbi de o renaștere românească. Corect. Deci, dar să nu uităm un lucru și am să vă citez o carte pe care ați făcut-o în 2011 dumneavoastră și ați vorbit de o serie de oameni politici la acel moment de prim plan ai Vâlcii și vorbeați de boierii luminați care au creat România modernă. Ce ați spus dumneavoastră acum, v-am citat eu din cartea dumneavoastră. Românii, în momentul de față, au nevoie de niște oameni luminați, oameni care să fie, după părerea mea, pe curentul suveranist. M-am săturat de globalism, cum am săturat de cominternism, pe care am citit și m-am minunat că Europa și lumea a scăpat de cominternism. Ea, acum trebuie să scăpăm de globalism dacă vrem să nu mai repetăm experiențe cum este cea din Ucraina. Sunt șanse să, să se schimbe paradigma în Occident, pentru că și noi suntem la remorca altora. Eu cred că americanii, mă refer la Joe Biden și cei care sunt în jurul lui, își dau seama că dacă nu fac rapid o pace cu Rusia, fără să vrea, Vladimir Putin este acum cel mai puternic exponent al curentului suveranist, pentru că președintele Xi Jinping a pierdut ocazia să se poziționeze pe locul 1. Indiferent ce spune lumea, că Rusia este izolată, că Rusia în momentul de față este exponenta curentului suveranist, al granițelor pe care și le apără de invazia firmelor multinaționale. Că până la urmă războiul ăsta are în spate un război economic pentru materii prime ieftine, pentru piețe de desfacere din ce în ce mai mari care să absoarbă produsele finite. Asta este clar. Și eu vă spun, domnul Zmăranu, că dacă Dumnezeu ne va da sănătate până în 2024 să avem posibilitatea, după alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, să mai putem face o emisiune împreună, atunci voi avea răspunsul pentru întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră în momentul de față. Da, până atunci vă mai sta de vorbă. Sigur că nu. Sper cu bunăvoința dumneavoastră. Oricând, cu multă plăcere. Vă mulțumesc din suflet pentru dialogul din această seară. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Bună seara, vă mulțumesc.